Astăzi o să vă povestesc despre hibrizi, cei care au fost creați de oameni, de natură sau de o simplă întâmplare. Să începem! Când în Parcul Național Chyulu Hills, în Kenya, s-a născut un mâns, îngrijitorii au fost uimiți. Nu pentru că nașterea lui este uimitoare în sinea sa. Acest micuț era pur și simplu straniu. De la început, oamenii credeau că el s-a dolănit în noroi. Abia apoi s-a aflat că pe lume a apărut un pui care de la mama zebra a primit picioarele dungate, iar de la tata măgar un corp superior puternic. Necătând la faptul că e parțial măgar, a fost remarcat că puiul va avea probabil o medie de viață în jumătate în comparație cu alte zebre, dar se va comporta la fel ca altele. Fiindcă așa încrucișare se întâlnește foarte rar în natură, mulți oameni se întreabă cum a apărut acest hibrid. Păi, dintre toate versiunile, următoarea pare a fi cea mai logică. Înainte de a fi rezidenta Parcului Național Chyulu Hills, mama zebră s-a rătăcit și a nimerit într-o fermă, unde a devenit parte din turma domestică a unei localnice și acolo a întâlnit un măgar fermecător. În general, zebroizii seamănă fizic întotdeauna cu părintele său, care nu este zebră, dar păstrează dungile. Acestea însă nu acoperă tot corpul. Încă o caracteristică este posibilitatea de a-i folosi pentru călărie, pentru că trupurile lor seamănă cu cele ale cailor. Dar mai există o nuanță. Temperamentul acestora este moștenit de la părintele dungat. Zebrele sunt puternice și agresive, zebroizii la fel. Omului este greu să facă față unui astfel de caracter, chiar dacă e un călăreț experimentat. Așadar, dacă vi se va oferi posibilitatea să vă plimbați cu o zebră sau zebroid, mai bine refuzați. Merită de menționat că unele dintre cele mai populare animale pentru crearea hibrizilor sunt măgarii. Mai mult decât atât, cândva oamenii care primii au început să facă hibrizi au folosit anume măgarii. Aproximativ cu 4500 de ani în urmă, în Mesopotamia a fost creat primul animal hibrid. Numele lui este Kunga. Este întâlnit în scrierile cuneiforme, în arta mesopotamiană antică și deseori se găsește în înmormântările monumentale prin toată regiunea. Mult timp nu era clar de unde s-au luat aceste animale. Scheletele lor nu se potriveau niciunei specii de cai sălbatici sau domestici. Astfel, oamenii de știință au luat această specie drept o provocare și s-au adâncit în studierea ei. În curând s-a aflat că hibrizii au apărut ca rezultatul încrucișării femelei măgar domesticită cu mascul sălbatic. Ca și cătării, Kunga erau sterili, nu puteau avea urmași. Asta însemna că pentru a primi urmași trebuiau să prindă în sălbăticie mai mulți masculi pentru împerecherea cu femelele domesticite. Asta era o sarcină grea, fiindcă măgarii sălbatici erau mai rapizi decât oamenii. Se deosebeau printr-o agresivitate sporită și nici de cum nu voiau să se supună oamenilor. De aia prețul pentru acești hibrizi creștea rapid, erau folosiți chiar și drept cadouri de lux. Dar care este sensul principal al acestor hibrizi? Măgarii domestici se consideră animale bune de lucru, dar în luptă nu vor fi folositori, căci nu se deosebesc prin viteză și agresivitate, dar cungii combinau rezistența și docilitatea măgarului domestic cu agresivitatea și viteza mare a fratelui său sălbatic. Asta îi făcea ideal pentru uzul militar, unde e nevoie de viteză și putere pentru transportul greutăților la distanțe lungi. Pe scurt, locuitorii Mesopotamiei au făcut ceva de genul unor tancuri mici și ascultătoare. Odată cu apariția cailor domestici, cungii au încetat să-i mai intereseze pe oameni. Caii s-au dovedit a fi mult mai utili, erau mai ușor de găsit și se reproduceau fără probleme. Acum imaginați-vă un peisaj arctic care arată la fel ca și cu mii de ani în urmă, în timpul pleistocenului. Stepe ierboase în loc de tundre, iar pe pământ rătăcesc mamuții lânoși. Stop, mamuți în secolul 21? Păi, cum să zic, ăsta e scopul principal al geneticianului molecular principal al Harvardului și a companiei sale Colossal. Să folosească ADN-ul mamutului lânos pentru a crea hibridul unui elefant asiatic, care ar fi putut să înflorească în clima arctică.
întărcând caracteristicile străvechi și comportamentul precum dobărârea copacilor și îmbogățirea solului cu oxigen, acești elefanți hibrizi ar putea să ajute la refacerea ecosistemelor arctice și să îmbunătățească biodiversitatea. În general sună promițător, însă crearea unui astfel de hibrid nu e o treabă simplă. Este nevoie de o selecție atentă a genelor și de o manipulare exactă cu ele, astfel încât să poată funcționa corect într-un alt organism, ne mai vorbim despre latura etică a problemei. Proiectul se află într-un stadiu incipient, dar a reușit deja să atragă atenția oamenilor de știință și celor de la protecția naturii. În caz de succes, crearea unui astfel de hibrid poate să aibă consecințe de lungă durată asupra planetei noastre, oferindu-ne idee despre cum funcționau cândva ecosistemele antice. Dar să nu vă așteptați la apariția elefanto-mamuților în curând. Planurile companiei Colossal sunt bazate pe mai multe tehnologii, care încă n-au fost încercate pe elefanți. Mai e mult de muncă. Dar deja există hibrizi de pește și meduze. Da, putem să ne imaginăm cum elefantul și mamutul creează urmași, măgarii domestici cu cei sălbatici și la fel. Dar glowfish sunt cu totul altă istorie. Acești pești care luminează sunt un hibrid de pește și meduză, adică au fost creați cu ajutorul combinării a două specii. Această amestecătură a dus la apariția unei culori luminoase speciale, care variază de la roșu la verde. Glowfish au fost primele animale hibrid care au devenit populare în pet shop-uri, deși inițial au fost creați pentru a determina poluarea mediului înconjurător. În unele țări, precum Brazilia, glowfish sunt interziși, din cauza temerilor vis-a-vis de impactul lor asupra speciilor locale. Cu toate astea, deja au nimerit în ape. Glowfish au fost găsiți și se reproduc în râurile din Brazilia. Aceștia se hrănesc cu insecte și plancton, adică cu ceea ce se hrănesc și speciile locale. Însă nu cred că există riscul ca aceștia să se transforme într-o specie invazivă, dar cine știe. Oamenii de știință, în general, nu sunt împotriva creării hibrizilor, mai ales dacă vor veni să rezolve careva probleme. De exemplu, hibrizii pot fi folositori pentru studierea membrelor șerpilor. Dispariția acestor membre este un mister pe care cercetătorii vor să-l descopere deja de mulți ani. De ce șerpii și-au pierdut membrele, iar șopârlele nu? A fost o întrebare evolutivă sau altceva? Oricât de straniu n-ar suna, dar în asta pe oamenii de știință îi ajută șoarecii. Folosind un sistem de editare a genelor și prin injectarea ADN-ului de șarpe șoarecilor, au aflat că o secțiune critică a ADN-ului a pierdut capacitatea de a susține creșterea membrelor în timpul evoluției șerpilor. Oamenii de știință presupun că, într-un moment dat, această secțiune a fost ștearsă din ADN-ul lor. Asta a devenit clar pentru că șoarecii cu ADN-ul de șarpe aveau membrele mai scurte. Cu alte cuvinte, în ADN există instrucțiuni necesare pentru dezvoltarea membrelor. Funcționează la oameni și la alte vertebrate. Dar anume la șarpe este perturbată. Nu e suficient pentru a face concluzii clare, dar deja e mai bine decât nimic. Deși uneori tendința a oamenilor de știință de a crea hibrizi îi duce prea departe. Astfel, un om de știință rus a decis că ar fi o idee bună să încrucișeze omul și maimuța. Ilia Ivanov, un biolog născut în 1870, care a realizat progrese impresionante în domeniul fertilizării artificiale. În 1910 a declarat la întâlnirea zoologilor că e posibil să fie creat hibridul omului și a maimuții. Azi așa idee ne pare nouă cam înfiorătoare, ciudată, numiți-o cum vreți, dar atunci omul de știință a primit aprobarea directorului Institutului Pasteur pentru accesul primatelor din Guinea și s-a apucat de treabă. Nu cred că am voie să descriu experimentele în detaliu, având în vedere regulile YouTube-ului, dar să zicem că toate încercările au fost artificiale. Dacă de la cimpanzei nimeni n-a cerut acordul, atunci femeilor în general nu intenționau să le zică nimic, mascând totul drept o examinare medicală. Da, într-un final, autoritățile nu i-au aprobat planurile și au oprit orice sprijin al proiectului. Dar nu trebuie să credeți că omul răspunde pentru toți hibrizii ciudați. Descoperirea Narlugii, a hibridului de narval și belugă, a fost o surpriză incredibilă pentru comunitatea științifică. În
În 1988, vânătorii de pe coasta Groenlandei au ucis 3 animale, care nu semănau cu nimic văzut înainte. Pielea prăzii era de un gri uniform, nu albă sau cu pete ca la narvale, dar nătătoarele semănau cu cele de belugă. Unul dintre cranii s-a păstrat, iar în 1990 a atras atenția oamenilor de știință, care au aflat că era un hibrid, care mai târziu a fost numit narluga. Balenele beluga și narvalii au aceeași mărime, trăiesc în aceleași ape arctice și sunt mai strâns legați decât orice altă specie. S-au despărțit acum aproximativ 1 milion de ani în urmă, ceea ce înseamnă că mai pot produce descendenți comuni. Da, 1 milion de ani e o nimica toată pentru evoluție, dar nimeni nu știe cât de des se întâmplă așa încrucișări. Cea mai ciudată parte a craniului de narlugă sunt dinții. Beluga are până la 40 de dinți sus și jos, toți sunt identici. Narvalii în general nu au dinți, doar un colț separat și o pereche de dinți rudimentari în spate. Narluga însă are 18 dinți, toți sunt diferiți și destul de strani ca formă. Sigur că în curând vom auzi ceva nou despre narlugi. Nu de mult în apele Canadei au fost găsite niște belugi care au adoptat un narval. Cel mai probabil că în curând se va împerechea și puțin probabil că va căuta pentru asta reprezentanții ai speciei sale. O hibridizare foarte rară sau chiar improbabilă este încrucișarea oilor și a caprelor. Apare la știri odată la 10 ani și oamenii pur și simplu găsesc oi sau capre cu niște boturi ciudate. Necătând la faptul că oile și caprele seamănă și pot fi încrucișate, ele oricum aparțin diferitor genuri. Problema este și în numărul de cromozomi. Oile au 54, iar caprele 60 și urmașii se nasc de obicei morți, dacă încrucișarea totuși a avut loc. Dar orice regulă are excepții și una dintre ele a primit numele de Spring Rose. Acest hibrid nu doar că s-a născut viu, ci și a supraviețuit. Am găsit cadre cu Spring Rose deja matură. E evident că a provocat legile naturii și s-a dovedit a fi și foarte drăguță. O capră cu lână lungă și coadă de oaie. Și odată ce am menționat animalele stranii și pufoase, acum 10 ani pe net a apărut poza unui porc crețos. Mulți au început să scrie comentarii că e hibrid, rezultatul încrucișării unei oi și a unui porc. Însă dacă veți da un search pe Google, veți găsi articole întregi dedicate acestui hibrid. Dar de obicei informația de pe net se deosebește de realitate. Adevărul este că acest porc crețos e doar un porc obișnuit de rasă mangalița. E plină lumea de acești porci și au fost crescuți pentru prima oară în secolul XVIII, fără ajutorul oilor. Posibil că o oaie la vederea acestui crețos chipeș să se îndrăgostească, dar asta va fi cu totul altă poveste. Din toți hibrizii care există pe lumea noastră, se deosebesc coi wolves, doar din cauza că populația lor numără milioane de indivizi. Locuitorii Canadei de Est și a SUA probabil că cunosc aceste animale, care se adaptează ușor și trăiesc în păduri, parcuri și chiar orașe întregi. Dar puțin știu că hibrizii coioților și a lupilor au apărut abia în secolul trecut și într-o perioadă scurtă de timp au reușit să se răspândească rapid și mult. Se consideră că vânătoare, defrișarea pădurilor și alte acțiuni umane au epuizat populația de est a lupilor, ceea ce le-a permis să se încrucișeze cu coioții de vest, formând această specie de hibrid. Și pentru a fi foarte rezistenți au mai adăugat niște caracteristici de câini de rasă mare precum ciobănesc german. Au ieșit niște vânători de succes, inteligenți, puternici, rapizi, dar în același timp capabili să trăiască alături de oameni. În condițiile în care orașele se extind foarte rapid, așa proprietate poate fi mult mai utilă decât labele lungi sau blana pufoasă. Și cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, prieteni, ce ați învățat nou din episodul de azi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!